Salut, sunt Ștef Trep și azi vom juca un nou episod din FIFA Street alături de Eddie. Salut! Jucăm, Five Side. Aici cum se cheamă, modurile, știi? Five Side e normal. Ce zici? Bayern. Borussia. Stai un pic. Să-mi iau nicio ceva prea bun. Sau ceva mai... Juventus. Sau Milan. Ce... Edin are acest joc, deci nu prea e obișnuit cu controller, nu? Da. Da? Am văzut că se... Se pricepe pe decât. Tu ești man. Știu. O, dar eu l-am pe Ibrahimovic, man. În perioada aia era Ibrahimovic, ești nebun. Doi. Ibra. Călău. A dat pas cu portarul și nu vrei să iei gol? Da, mai faci și brezi cu portarul, știi? Opa! Băganaș. Haide mă să o îmbab. Păi da, aici de centrare, așa că e cu spate la poartă, îți face automat foarte bine. Băi, ești nebun, ce gol. Vă că deja s-au obișnuit cu pasele cu schemă, cu șuturile cu schemă. Cu șuturile pe poartă, vă că nu prea s-au obișnuit, dar... Înveți. De acolo o centrare era incredibil. Era păcat. Ar fi ieșit un gol minunat. What? Băi, ai văzut? Am dat din Breazneanu peste zi, doamne. Băi. Ah, dă-te! Dar cum dracu ai dat? Deja 3-0. Bacciun. Ah! Băi! Doamne, ești nebunat ca, mă! Așa se fac, frate, ăsta. Băi, ce bombe o prindeam acolo, torpila. Fuck, băi, da, ăștia sunt proști, mă, nici nu știu să prindă mingea din final. Uite, poți să joci cu pas, că aici nu e offside, man. Băi... Fuck! Man, aici nu trebuie să-i apăsa mult, știi că-i partea mică. Păi da, stai un pic și te gândești, nu? Dacă e partea mică, nu dai tare. Băi, ce era să-i fac acolo? Dar du-te-n... Băi! Nu! Da, eu cu portarul, mamă, bă, nu știu. Mă, dar nu mai țineam mult apăsat, frate, pe șut. Sau n-ai ținut mult? Am ținut. Păi am apăsat ca să intru la minge. Hai, băgați-ai! 4, 3, 2, 1! Să mor tu! Ce? Să terminăm meciul? Nu, man, repriza! Ah. Aici vezi că la fastidiu nu e prea un reflex sau faza cum e la noi la școală, da, înțeles? Da. Bam, grei, cum s-a terminat? Nu scai timp acolo sus în mijloc, dacă observi. Bam, cum s-a terminat ăla numai. Bă! Ce-a scris și Eddie? A spart gheața.
schema așa, la... Bă, deci dacă braziliana și pasă direct din brazilian, deci cine a mai văzut așa ceva, da, mă? Da, du-te, mă, în pușca mea. Bison, Bart. Da, mă, dar ce morți, mă, te mai prins. Te concentrai la joc? Ne-ai dat și un gol și gata, te concentrezi deja. Băi! Bum! Crac! Bag picionul. Haide, băi! Bum! Băi, nu te crezi! Băi, ești nebun! Ce trec? Fac, fac, fac! Da, frumos! Vreau tu pasi. Ah! Impresionante! Elegante! Fuck! Vai, deci cât ghinion poți avea, Eddie? Man, ți-am zis că afa nu prea au, cu shooter-le la distanță nu prea ai șanse. Nu, deci, mă jur! Te-am văzut la cum a plecat omul de acolo, dar eu îl controlam. Deci, practic, nu sunt orice vis, orice vis, fără. Da, tu ești Chicky Van Damme, frate. Doar du-te, mă, pula mea, frate, și începător. Deci, al doilea meci. Și primul l-am înregistrat pentru că îl învățam să joace. Și acum nu mă-și permite să mă bată. Du-te, mă, dar ce-s cu centrările alea de jigos ordinar, frate? Da, uite. Centrare, frate. Băi, Blanjul. What? Am uitat, frate, că se dă fix în partea unde găsta mea. Băi, du-te, frate, mă! A câtea secunde? Mai erau? 6 secunde! Hai, Eddie, te crezi în stare? Era să dai gol adevăr, nu? 4-3? 4-3 și cam atât a fost cu episodul acesta din Eddie vs. Steph Trap. Ne vedem la următorul episod. Pa, pa!